Domnule Negrescu, credeți că au făcut o simulare în privința acestor decizii pe care le-au luat? Sunt ele de ajuns ca să reușească să amorțească, așa cum spunea domnul Chiriac, comisia da, și să treacă mai departe? Dreptate. Pentru că dacă îmi permiți, domnule Negrescu, dreptate. Să reamintesc, spun ei așa că nimeni nu va depăși veniturile din pensie, veniturile din activitate, nu vor depăși cele din pensie, veniturile din activitate, că se va impozita cu 15% partea de necontributivitate. Și că pentru apărare și ordine publică se elimină 5 sporuri din baza de calcul. Sunt de ajuns cumva toate aceste decizii pe care le-au luat ei azi noapte? Nu, pentru că acel 15% impozitare, dincolo de faptul că va ridica probleme reale de constituționalitate, nu știu în ce măsură va fi aplicată doar specialilor sau întregii clase de pensionari, da? Pentru că doar așa ar putea fi constituțional și se referă în special la pensiile viitoare, nu la cele aflate în plată. Dincolo de acest aspect, rămâne problema acelui procent de 15%. Ce înseamnă 15% dintr-un venit, cum spunea domnul Chiriac, 85% din ultimul salariu? Păi dacă scazi 15%, oamenii rămân cu 70% din ultimul salariu, da, încasat, din ultimul venit, care se adaugă pensii pe contributivitate. Ei, aici sunt foarte multe calcule de făcut și rămâne de văzut cum va arăta formula finală. Dar, într-adevăr, nu sunt niște reglementări pe care noi le așteptam și cred că erau extrem de importante. Vârsta de pensionare, în primul rând, pentru că avem o vârstă de pensionare ridicolă pe anumite zone de muncă și care, din punctul meu de vedere, este cea mai mare problemă în momentul de față. Aș adăuga în plus această interdicție legată de încasarea în același timp a pensiei și a salariului, care, bineînțeles, ar trebui făcută printr-o ordonanță de urgență sau printr-o lege specială, că nu cred că pot să o introducă în legea pensiilor, da? În această nouă lege a pensiilor. Da? Totul arată ca și cum am dorit să facem ceva, dar de fapt nu vrem să se modifice nimic. Ajunge ca în garageale, de fapt. Ce ar însemna să pierdem banii din PNRR? Pentru că domnul Chiriac ne-a anunțat că există riscul acesta. Și nu este singurul. Păi, gândiți-vă că toate proiectele de infrastructură, toate proiectele de modernizare a României sunt legate de acești bani europeni. La bugetul de stat, bugetul de investiții a statului e aproape egal cu zero. Da? Deci noi depindem de banii ăștia europeni care ne vin de la Comisia Europeană, care ne vin inclusiv prin acele credite cu dobândă foarte, foarte mică, 1%, ceva de genul ăsta. Fără acei bani, România n-are cum să crească economic și mai mult decât atât, fără acei bani, mi-e teamă că ne vom duce într-o recesiune puternică și de lungă durată în perspectiva următorilor ani. Ni s-a alăturat și domnul Teodor Stolojan, fost premier. Bună ziua, domnule Stolojan, imediat vin la dumneavoastră. Domnule Diaconu, sesizam că în timpul discuției voiați să spuneți ceva legat de pensii. Tot timpul simt nevoia să spun câte ceva, nu mă luați în seamă. Simplu, într-adevăr, s-au spus toate lucrurile. Nu știm exact ce e acolo sau ce s-a discutat sau ce s-a hotărât. Stă să iasă cașcaval întâi de acolo, Cozonacu. Cum arăta el. Dar. Dregem busuiocul. Despre asta e vorba. Și vedeți, ne uităm numai în zona asta. Dar nu vedem alte mizerii, alte compromisuri de traseu care produc efecte pe termen lung. Iată care, de exemplu, la un moment dat, cu vreo 20 de ani, eram în casa unui coleg de clasă din satul meu. Mai era nevastă sa și soră sa. Și vorbeam de una de alta. Și eu zic, nu e posibil noi să avem pensii atât de mici. Și am făcut niște ochi cât ceapa. Cum adică, voi sunteți pensionari? Da, toți erau pensionari, numai eu mai eram în câmpul muncii. De ce? Pentru că una, două, până anii 90, domnul Stolojan știe foarte bine că era pe acolo și decidea și dânsul alături de ceilalți, probabil, sau accepta. Una, două, cum s-au apropiat niște alegeri, ieșeau imediat să dădeau niște spații de ieșiri la pensii de tipul. Despre asta e vorba. Și una, două, iertați-mă, ne uităm la filme americane, vedem procese, vedem judecători, instanțe, nu știu cum naiba, toți aia sunt bătrâni pe care îi văd acolo. Eu n-am văzut acolo unul de 40-50 de ani, rarisim. Păi cum exact când înțelepciunea judecătorului ajunge, să adaugă maturitatea, să adaugă senectutea, să adaugă greutatea, vârstei și mai departe, tu îl trimiți acasă, iese la pensie ca să treacă în partea altă, să devină un avocat imediat activ, care nu e obosit, este agitat, se umblă peste tot. E mai grea meseria de avocat, credeți-mă. Cred, nu știu, imaginez, domnul Cuculi să o știe mai bine, dar trebuie să cam alergi. La judecător e mai simplu, birou, pupitru, știți? Cam atât. Birou, pupitru și multă înțelepciune. Cum tu trimiți când are înțelepciunea cea mai mare, mai coaptă, tu trimiți acasă? Despre asta e vorba. Am în cap o doamnă care era
când eram eu senator, acum niște ani de zile, era secretar de stat la interne și care avea 40 de ani. A mai stat puțin și a ieșit la pensie. Dânsa, ați înțeles? Cu pensie de MAI, cumulată cu nu știu ce Dumnezeu. Ceva de neimaginat. Băi, frate, chiar suntem proștii satului. Și cine au făcut lucrurile astea? Exact, domne, ăștia care se strâng în coaliție acum și gândesc, socotesc, păi stai puțin, cine a făcut porcăriile? Hai să mai spunem și asta pe traseu. Domnule Stolojan, avem nevoie și de expertiza dumneavoastră. Așadar, liderii coaliției au decis cum va arăta reforma pensiilor speciale. Ei spun că au decis. Credeți că au făcut și o simulare? Sunt de ajuns aceste decizii ca să poată să iasă la liman cu sistemul de pensii, mai ales cu cele speciale? Simulare s-a făcut. Întotdeauna se fac simulări la acest gen de măsuri care se iau. Problema este dacă ceea ce au hotărât răspunde și criteriilor prevăzute în analiza jaloanelor și reformelor din Programul Național de Redresare și Reziliență. Dacă vă uitați, s-au apărut date deja și s-au făcut publice despre sistemele speciale care există în alte țări. Noi ne deosebim însă de ce există în alte țări prin două probleme, două lucruri mari. Și anume, unu, am extins sistemul de pensii speciale la mai multe categorii de grupuri profesionale sociale. Noi am ajuns la nivel de primar, nu? Unde de 2 ani de zile se tot amână intrarea legii cu pensiile speciale la primari, consilii județene, etc., în funcțiune. Deci noi am extins foarte mult categoriile astea. Și al doilea lucru, am acordat în modul de a avea dreptul la o pensie specială foarte, foarte mari privilegii față de situația din alte țări. Se spunea aici de ieșirea la pensie la vârste foarte fragede, unul la mână. Orice pensie specială în alte țări are clar o limită. Se merge până la 50, 60, 65%. Da, știți care este problema, domnule Stolojan? Că fix legat de vârstă, noi nu avem un răspuns. Vârsta probabil că rămâne aceeași la care ies acum specialii. Mi s-a spus doar că pensia nu va, nu va fi mai mare decât salariul. E tot ce am aflat. Asta nu-i suficient, după părerea mea, și trebuie stabilit foarte limpede. Orice pensie nu poate depăși, să zicem, 75% din salariul care l-a avut într-o anumită perioadă de timp. Nu în ultimul an, când de regulă se procedează, se adaugă fel de prime, se fac niște măriri, sporuri artificiale, ca omul să iasă cu salariul în ultimul an mult mai mare decât a avut în restul anilor premergători și sigur de aici apare cu pensia mai mare decât salariul. Dar rămâneți, vă rog, alături de noi, domnule premier, domnule Negrescu, domnule Chiria, pentru că vreau să mai discut un subiect împreună cu dumneavoastră extrem de important, pentru că revin la ceea ce spunea domnul Chiria, că există riscul să pierdem acei bani din PNRR, iar contextul în care se află România nu este unul care să-i permită acest lucru. Românii sunt din ce în ce mai speriați de ce îi așteaptă în viitor.